cântă pentru talent aici pe Cluj Arena. Până să începem, să vedem un rezumat al partidei trecute. Capitanii celor două echipe par relaxați și pregătiți pentru marele derby. Cei doi antrenori dau ultimele indicații tehnice. Iar pentru că putem să vedem un viitor, să urmărim cele mai tare faze din seara asta. 13 grade aici pe Cluj Arena. Iată lovitura de începere. Capitanul echipei, talent 2017, Pavel Bartos, are balonul. Să se facă ura la plăcere. Hai să colăm, frate! Hai! Vino din bucătărie! Vino din bucătărie! Și acolo în spate! Și acolo în spate! Așa! Bravo! Și acolo în spate! Și acolo în spate! Și acolo în spate! Românii au talent! Oh, I could have some violins. Close more, sweeping now. Hold me close, sweeping more. Long before. În buzunar n-am niciun leu măcar. Și strig, no tengo dinero, no tengo dinero. Uite-i! Cred că pe noi ne aplaudă. Mulțumim. Mulțumim. Public, să știi, când eram în școala generală, am primit o muzicuță la un moment dat și am învățat să cânt singur la ea. Subiectiv vorbind, eu cred că am fost mai emoționat decât colegii mei la povestea cu muzicuța, pentru că aș zice că o stăpânesc. Dar vezi cât contează armonia, că ții ritmul, mă, eu ții ritmul. Dar și salamul contează, știi? Da. Că dă swag. Salamul dă swag. Da, de-aia nouă, de-aia nu ne iese astea mâini. Păi da. Da. Dar aia dinți. Nouă, ne iese singurul lucru ăsta. Ăsta. Mâini, mâini. Hand in hand. Ce mă, mai tare ca cafea, mă. Zici că e bufet suedez. Ia. Cu insecte, de unde vine și denumirea de planta carnivoră. Se hrănește cu fluturi, în special are niște tentacule care captează. N-am mai văzut niciodată desenată o secreție veninoasă. Roa cerului sau planta. Asta e planta? Pinacotec, ca să zic așa. Maestre, să vă mai aduc ceva? Niște cioburi de sticle de bere? Ia uite! Da, sau așa! Deci asta mai curând e un biftec tartar cu salată verde, zic eu. Dar ziceți-mi așa, are talent băiatul ăsta sau... Ne facem că... Întotdeauna. Da.
Dă-i noroc. Lasă-mă-n pace! Serios? Viața e nedreaptă. Noi muncim și voi stați acasă pe canapelele alea moi și vă uitați la televizor. Dar cineva trebuie să se sacrifice pentru a voastră fericire. Și noi ne sacrificăm de 7 sezoane. Eu zic să ne mai sacrificăm. De ce? Începe! Românii au talent! Să mă iau în brațe? Și să-l aștept pe Florin Călinescu. Cum a fost? Deci... M-am simțit bine. Dacă el s-ar apuca de sport, câți ani ai, marinare? 25. Uite, vino, mă, stai lângă doamna. Uite asta. Ți-e rușine cu piesa asta? Piesa aia dinainte vreau să mai aud, aia cu... Haide, haide. Uite că ai treabă, Smiley. Fii atent că-ți dau nu. Oprește! Tău, toată lumea ne dă aici de-n buric, de-n voce. Ce problemă? Eram sigură. Stai că mă bate, că mă fiste aici. Ambelia, dar mai crezi piesa asta? Deci Pavel mă întreabă, fii atentă. Deci eu, la melodia asta, n-am făcut un videoclip. Stați un pic să ne înțelegem. Toți am avut momentele noastre de rătășire. Și că mai înainte vreau să scot YouTube-ul, să scot piesele deci, tale de la început. Și eu am jucat Romeo. Și vreți, asta am curaj cu orice. Mai ascuțită. Doamne, să facă cineva o pictură cu ei. Bine, a fost bine? It's a tradition la România au talent when the somebody ia patru de da must to hug the presenter. Yes, it's no problem. It's, no, all the presenter. Okay, okay. It's a Argentinian tradition to make ganchos for you. Yes, to stay here. Yes, I stay here. So stay there. Stay there. Some there. Some gauchos. There. Yeah. Ready? Yes, I'm ready. One, two. Oh, bine? Bine. Thank you. Continuăm cu rubrica Întrebați-ne orice, răspundem cu talent. În măsura posibilităților. Domnișoara Mihaela Nuțu ne întreabă pe Facebook. Sunt o fană înfocată, roșcată, atrăgătoare. Pot obține o întâlnire cu Smiley? Sigur. Notați-vă numărul 07. Nu, stop. Nu suntem la o emisiune de matrimoniale. Suntem la o emisiune serioasă, cu talent. Păi da, dar poate domnișoara are talent. 07. Măi, noi aici avem dresor, dresoare, imitatoare, dansatoare la bară. Păi, și dacă domnișoara dansează la bară? 07. Stop, gata. Continuăm cu Românii au talent. Deci, 07. Dați-mi mesaj în privat, răspund. Românii au talent. Deci pe mine mă pufnește râsul, vorbește tu. Eu tu un pic încoace să... și filmează tu un pic. Ia uitați-vă cât s-au adunat. Da. Dintr-o dată. Noi de obicei avem doar doi bărbați la cameră. Nu vă supărați că vă întrebăm. Ce trupă sunteți? Nu, ce trupă? Primul rând, trebuie să fii sportivă. Așa, nu așa, fii atent, hai să vă arăte. Deci așa, acum e bine. Aoleu, aoleu. Mă rog, deci... Mai departe, că ia să așa ajuns. Deci ăsta este braconaj, braconaj. Fetelor, vă rugăm frumos, putem să plecăm? Nu vă supărați, dar noi mai avem și altă treabă. Ne vedem pe scenă. Por de stres primiți în condițiile astea? Bă, deci noi lucrăm în niște condiții. Bă, nu se pot așa ceva. Mi-a pus o fată un picior aici pe umăr, a crezut că mă dărâmă. Da, folis, da? Please don't push the button. Please don't go. Please push the golden buzz. Please don't. E altceva. Go! Hop, mai și vrei? Hop, vedeți? Ia uite, vezi? Așa. În numele Asociației de Locatari, sezonul 7, vreau să vă semnalez. Ce se mai poate așa ceva? Deloc.
Prea multă muzică, domnule, prea mult talent. Prea mult. Este inadmisibil. Este inadmisibil, domnule. Iar aia doi, cum îi cheamă? Smiley și cu Bartos, domnule, ciopăie de vecini de desubt, nu mai pot, domnule. N-am închis un act, domnule, înțelegem și noi talentul, înțelegem că am fost noi tineri. Dar pe vremea noastră nu era așa ceva. Nu. No. Nu. No. Nu era așa ceva. Mamă, te vreau. Kisi. Ultimele mișcări de încălzire. Acum, dacă repede, aveți pentru că vă vreau ceva. Energice. Masaj, toate, ceva, dacă... Și șpagat. Vă rog, dar puneți-vă aici, stați că mă dai o... What the... Energie, așa... Măi, nu, nu, fii atentă. Deci, mai, așa, așa, bun. Acum, asta e poziția perfectă. Mai, până jos. Așa, foarte bine la tine. Te vreau un pic mai, așa. Iar tu... Doamne, câtă sănătate! Românii au talent! Ai, că de sară frige-n puiul și ne-o mâmbăta ca cuiul. La. Cu femeia beutore nu-ți poți face casă mare. Care e lumea de noi, cum să-mi bat două nevoi. Cântare, piesa asta. Îi bagi în tir și repetat. Și arunc mâna direct. Bă, și asta îți rupe mâinile. Doamne! Ți-am zis, mă doreau umerii, șalele, tăte mă doreau, dar aceea... Firesc al... Băi, prost. Hai să mă iau. Mulțumesc. Ai. The king died? Yes. In Thailand? Yes. Good luck. And good luck. Totul e din mâna. Nu, și important e să zâmbești. Dar vezi, zâmbetul rezistă. Capul ca... Marinare, vino cu acest! Două mai departe! Mulțumesc! Bravo! Yeah!
sezonul trecut am cerșit, practic, am cerut din tot sufletul nostru un golden buzz doar al nostru. Era normal ca golden buzzul nostru să fie un chinez cu un cap mai mare decât Pavel. Eu nu știu dacă va ajunge în final, habar nu am. Dar noi am simțit că acesta este talentul care cumva ne caracterizează. Care ne reprezintă pe noi în semifinala anul ăsta. Noi oricum salutăm frații noștri chinezi și miliardul de să voteze frați în număr cât mai mare, ca o posibilitate. Chiar fie chinezească vreau, din aia mică. Pavele, cum te-ai gândit să terminăm emisiunea? Simplu, popor talentat, noapte bună, te-am pupat. Doamne, cât talent, cu patru de da și cu un golden buzzer al nostru! Ne vedem vinerea viitoare la Pro TV! Noapte bună! Trei, doi, unu, acțiune! Iar publicul, practic, este cel de-al 12-lea. Pavele, mă, băi, vrei să ajungi în pat? Hai să dăm cu numărătoare. Nu mai știu ce trebuie să mai spun. Vremea excelentă pentru talent. Aia doamne, băi, pătata. Mai, de ce nu te-ai însurat, mă? Și iată lovitura de începere a capitanului echipei. Și iată lovitura de începere a echipei. Și iată lovitura de începere a...